Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, cu mult drag. Astăzi mă găsesc în grădinuța mea sfântă, în bucătărie, la Zidana Ozac. Noi o să aduc și frumusețe să am eu. Dragii mei prieteni, am ținut foarte mult să fac acest video, care este și mă povesti despre amarant, sau mai este numit știrul roșu. Voi știați că știrul roșu, dragii mei prieteni, el crește în grădina ta, e suficient un singur rosad de știr și peste 3 ani de zile vei avea așa ca mine. Ea aruncă ochii și vezi cât mult știr roșu deci am eu. Dragii mei prieteni, deci rușii au constatat că amarantul roșu sau știrul roșu el este antibiotic natural. Da, el se vinde și în capsule, el se vinde foarte mult în pastile, în praf, în pulbere, în tinctură, dar cel mai bine, cel mai sănătos, îl crești în grădinuța ta. Dragii mei prieteni, pe vremuri, deci alte bunicii sau străbunicii noștri creșteau foarte mult știr roșu. Acum el este mai rar, trebuie să-l sami tu. Dar să știți că era pentru bolile de tif. În ultimii ani, noi ne-am confruntat cu un virus sau, să spunem așa, o bacterie care toată lumea a auzit COVID-19. Să știți că ceaiul de știr roșu, el este foarte bun pentru toate tipurile de infecții. Înainte, deci le cuiau tiful. Dacă voi ați auzit de tif, că și înainte tot erau diferite boli, da? Să știți că rușii au constatat această plantă vindecătoare, dar pentru toate tipurile de infecție, chiar și la ficat. Dragii mei prieteni, pe vremuri, de semințe de amarant sau de știri roșii, străbunicile noastre, că nu erau făină, nu era acum făină de porumb, cum avem noi toate comoditățile, dar ei coceau pâine, turte, din semințe de știri roșu. De obicei, știrul roșu, el este foarte bun ca să-l mănânci ca pe salată. Este foarte bun să faci chiar și sarmale, ca și frunza de sfeclă roșie. Dragii mei prieteni, știrul roșu poate să crească la oșini de la voi în grădină. Eu am să vă arăt cum crește deci la mine știrul roșu. Ia uitați-vă, și floare frumoasă deci am eu. Și îndeopște, dacă ai să arunci ochii în grădinuța mea sunt foarte multe plante, deci vindecătoare care eu le cresc. Da, și mie câțiva ani de zile mi-a dat cineva numai un singur răsad de știr roșu sau de amarant. Și eu ne-am umplut toată grădina. Este foarte bun pentru cancerul de ficat, știrul roșu, în formă de ceai sau în pulbere. Dar din el se face și ulei de amarant. Și uleiul de amarant sau de știrul roșu nu este atât de ieftin, este un ulei scump. Dar este foarte bun, nu numai pentru ficat, dar este foarte bun pentru articulație. Și aici mă întrebați, Dana, dar cum tu o folosești? Dragii mei prieteni, ia să vă aruncați ochii aici. Deci uitați-vă, eu am aici o floare de știr roșu, ia vedeți? Aici are răsad, aici are răsad. Noi putem să-l rupim în felul următor, dar partea asta cu răsad, deci până în iarnă, până în decembrie, până în ianuarie, până în noiembrie, ea să mai crească încă o dată sau chiar de două ori, dacă are suficient ploaie, dacă are suficient apă. Dragii mei prieteni, îl usuci la loc umbros și toată iarna poți să faci ceai de știr roșu, deci pentru toate tipurile de virusuri sau bacterii. Uleiul sau chiar ceaiul de amarant, el este foarte bun pentru dureri de stomac. El este foarte bun pentru rinichi, pentru curățirea calcarului de la rinichi. Sau deseori ați auzit afecțiuni ca pietre la bilă sau chiar pietre la rinichi. Ceaiul de amarant este perfect, dragii mei prieteni, ca plantă vindecătoare pentru organismul nostru. Da, ea face parte dintr-o plantă biblică, să luăm la drept. Se vinde în capsule foarte mult, se vinde în diferite pastile, deja prelucrat. Dar uitați că eu am aici amarant proaspăt. Deci am trecut odată sau chiar a doua oară și ne l-am cules, îl las peste o lună, iar îl culeg și fix așa ca la starul și el dă și dă și dă și dă. Deci dacă ai posibilitatea să-ți crești cu mare drag, dacă nu, îți cumperi din prin farmacii sau de pe plafară.
Și acum ai să mă întreb, știu precis, Dana, dar știi că prin farmacie nu prea sunt. Deci planta din șir roșu, de ce? Fiindcă este o plantă ieftină și ei cu ea nu fac business. Acum sunt alte plante care cu siguranță, ca orhideele, care se fac business. Dar amaranta este o plantă foarte, foarte ieftină și de aia și nu prea sunt, că nu se fac bani cu dânsa. O culegi tu, este foarte bun și pentru căderea polului, este foarte bun ca să o mănânci, este foarte bun ca un detoxifiant pentru organism, este foarte bun pentru curățirea ficatului, pentru rinichi, pentru bilul, pentru ferii, pentru stomac și este o plantă biblică. Dragii mei prieteni, aveți grijă de voi, aveți grijă de sănătatea voastră, eu totuși aș vrea ca voi să vă uitați în grădinuța mea, să vedeți cât de frumos și câte plante frumoase am eu. Chiar și crini, uitați-mă, am făcut săptămâna asta, deci bulbi de crini pentru articulații, pentru piele, pentru psoriază. Aici am un trandafir de dulceață, ia vedeți? Ia uitați-vă cât e de frumos, parcă este pion. Ia vedeți cât e de frumos. Acesta este trandafirul de dulceață, îl crește foarte înalt. Scațra, am foarte multe specii de trandafir de toate culorile. Vă împupat, Zidana Ozacu, n-aveți grijă de voi și sănătate. Vă iubesc!